Bună seara, doamnelor și domnilor. Sunt Sever Voinescu, deopotrivă intimidat și bucuros să moderez cea de-a 253-a dezbatere juridice.ro. Spun că sunt intimidat pentru că am în fața mea o bufniță și asta mi-aduce aminte de o frază pe care un profesor din facultate o tot cita din istoria romană a lui Mommsen. Bufnița Minervei cântă numai după căderea nopții. A căzut noaptea în București, nu e o metaforă, nu luați în sens rău. A căzut noaptea în București, prin urmare bufnița Minervei începe să cânte. Veți avea în această seară, la această masă, un recital de înțelepciune. Îmi face mare plăcere să prezint participanții la această dezbatere. Se află la juridice.ro domnul Florentin Țucă, binecunoscut avocat, vechi prieten în ceea ce mă privește. Mă uit la Florentin Țucă și mi-aduc aminte de momente glorioase din tinerețea noastră la Facultatea de Drept. Se află cu noi, evident, domnul Andrei Săvescu, el însuși fiind perfect echivalent cu juridice.ro. Vă uitați la juridice.ro, vă uitați la domnul Andrei Săvescu. Domnul George Mihai Popa, prieten și glorios corporatist, ca să spun așa. Între juriștii prezenți aici, el este, să spun, punctul de vedere venit din interiorul experienței corporațiilor. În fine, domnul Mădălin Irinel Niculeasa, și el binecunoscut dumneavoastră, a participat la multe dezbateri la juridice.ro. Spun că sunt bucuros pentru că mă simt într-un fel de integrat într-o comunitate căreia prin educație și prin diploma universitară îi aparțin, dar de care m-am depărtat. Pentru că eu sunt între cei în jurul acestei mese cel care nu practică drept, deși la un moment dat am făcut-o. Întrebarea care ne-a strâns pe toți aici și pe care o cunoașteți deja, sunt convins, și anume dacă este dreptul românesc unul exclusiv pozitiv, nu este o întrebare retorică, este o întrebare care așteaptă răspunsul. Mă tem că răspunsul e știut de toată lumea, dar asta nu înseamnă că l-anticipăm. Ce vreau să spun este că în această întrebare mie mi se pare că cuvântul tare este cuvântul exclusiv. Cu alte cuvinte, tălmăcirea, dacă vreți, acestei întrebări este următoarea. Dreptul românesc, așa cum este el astăzi, ca fenomen deopotrivă normativ, social și așa mai departe, mai este și altceva decât produsul unei gândiri, îndrăznesc să spun, radical pozitiviste. Cred că e bine să circumscriem un pic lucrurile și să spun foarte rapid două lucruri despre cam ce înseamnă pozitivism. În esență, pozitivism este un punct de vedere asupra dreptului care, sigur, are o grămadă de ramificații, sunt o grămadă de nuanțe în interior, dar în esență spune trei lucruri. Unu, că dreptul este un produs omenesc, este cu alte cuvinte o convenție, o creație a minții noastre și nimic altceva, că nu există o legătură necesară între drept și morală, nu înseamnă că nu există deloc, dar că această legătură nu e necesară. Și în fine că sistemul de drept este un sistem închis, este un sistem care se autoreglează, fie logic, fie formal. Așa deschidem această dezbatere și vă propun să urmăm următorul mic scenariu. Participanții la dezbatere o să spună câteva lucruri de o manieră generală, încercând să răspundă firește aceste întrebări, pe rând, după care o să începem să și discutăm și să și disputăm ideile.
Aș începe de la stânga, aș începe cu domnul Florentin Țucă. Întrebarea, este dreptul românesc unul exclusiv pozitivist? Habar n-am. Nu știu dacă dreptul românesc este exclusiv pozitivist. Mă bucur că începem dezbaterea de la o definiție a pozitivismului. Dacă avem în vedere acea definiție a pozitivismului, cred că dreptul românesc și dreptul în general ar trebui, mai ales în epoca actuală, să se apropie cât mai mult de pozitivism. Spun asta pentru că, în opinia mea, dreptul este atacat din toate direcțiile și asistăm astăzi la o vădită disoluție, periculoasă disoluție a pozitivismului. Și cu îngăduința dumneavoastră, două minute, aș recita un text pe care, un fragment pe care l-am scris în urmă cu ceva vreme. Deplâng de ceva vreme, cu amărăciune și ciudă, șubrezirea dreptului ca sistem de norme juridice, descompunerea dreptului ca știință socială, batjocorirea dreptului ca ordine statală. Trăim într-o țară și într-o epocă în care dreptul pare că se dezarticulează și se travestește într-un amalgam flasc, precum ceasurile care curg ale lui Dalí. O plastilină gelatinoasă de care trag toți analiștii și interpreții și pe care o morfolesc metodic și o transformă în versatile silogisme de cocoloașe. Matematica regulilor juridice amplasată mai nou într-un registru al aproximațiilor șmecherești, rigoarea devine facultativă, procedurile, prea formale și prea constrângătoare, se deshidratează și par să se rezume la simple recomandări. Argumentul de drept, elaborat, serios și pertinent, riscă să fie urgent taxat ca tertip, chichiță sau chițibuș avocățesc. Norma juridică însăși pare descărnată de funcția regulatorie, și vorbim de pozitivism, și redusă la o desuietă, plicticoasă și cicăritoare tentativă de autoritate. Imperativul ei intră într-o stază de parșivă ebrietate, două căreri posibile, două realități paralele, merge și așa, totul relativ. Croiala pozitivistă a întregului sistem pare cuprinsă de leșin, anesteziată de o vag proclamată judecată în etichitate, metanormativă, expresia unui bun simț mai bun decât toate simțurile juridice la un loc și decât toate legile scrise. Mulțumesc. Ce să zic, un pic deprimantă viziunea asta. Mi se pare că da, trăim într-o epocă, și dacă este să ne referim la jurisdicția autohtonă, în care asistăm la o disoluție a dreptului pozitiv și la un atac frontal al unor inamici despre care putem vorbi deschis în minutele care urmează, dar nu vreau să monopolizez eu și să analizez în detaliu cum văd aceste atacuri și care sunt argumentele pentru care aș milita pentru o conservare a pozitivismului așa cât este el în actualul sistem juridic autohton. Înțeleg. Domnul Savescu? Mulțumesc. Eu o să fiu doar reactiv și o să mă refer, pentru că la asta pot, doar la ce s-a discutat până acum. Încerc să nu fiu negativist, tocmai în această dezbatere, dar în 40 de secunde termin ce am de spus. Ziceați că o să fie un recital de înțelepciune, eu mă extrag de aici, nu e genul meu. A doua chestiune, nu sunt echivalentul juridice ro. Juridice ro există pentru că există profesioniști cum sunt cei de la masă, cum suntem cei de la masă. Eu sunt un simplu administrator temporar. A treia chestiune, legătură cu chestiunea drept morală, care e raportul dintre ele, e mai puțin important decât cine anume asigură legătura dintre drept și morală, pentru că opiniile, după cum știm, sunt împărțite, dacă această legătură trebuie asigurată de legiuitor și pe loc limitat unde legea spune și de judecător, sau de judecător propriu-zis frecvent, asta este o discuție de fapt. A patra chestiune, sunt absolut de acord cu
ce zicea domnul avocat Florentin Țuca, eu nu m-aș fi exprimat așa de aspru, pentru că am o exprimare ceva mai soft. Nu aș fi fost atât de curajos, dar sunt pe deplin de acord cu aceste idei. Și a cincea chestiune, în fine, dacă este o reacție la întrebarea noastră dacă este deprimant, ce se întâmplă, probabil că este deprimant. Ce contează dacă este deprimant? Cred că important pentru noi juriști este să nu avem o reacție afectivă dacă este deprimant, sau nu, poate este, ci să avem o reacție rațională la chestiunea aceasta. Domnul Popa. Mulțumesc. Referitor la întrebare, este foarte dificil de răspuns. Nu că nu s-ar putea da un răspuns, însă ar trebui, din punctul meu de vedere, tratat în mai multe etape, venit efectiv dinspre școlile de gândire, venit de la definiția dreptului, parcurs ceea ce înaintașii noștri, și aici mă refer nu numai la mari juriști, dar și la gânditorii profunzi din filozofie, din economie, dacă e să ne gândim după Revoluția Industrială, la secolele 18-19, 20, unde avem nume importante în zona economică, cum ar fi Popper, cum ar fi Hayek, ce s-au exprimat în acest sens. Dacă ar fi să gândesc dreptul doar din perspectivă pozitivistă, din perspectiva dreptului pozitiv, aș vedea-o ca pe o unealtă rece. Eu, în cursul facultății, precum și în perioada aceasta care îl aplic, îmi place să-l văd sub mai multe nuanțe. Și aici ne-ar putea ajuta foarte mult lecturile și învățăturile, operele, la urmă, unei marilor gânditori, unde am văzut că, și este chiar un principiu de drept, unde se spune că în momentul în care nu ai soluție, ar fi bine să apelezi la principii. Nu ar fi bine, e recomandat. Este chiar aplicabil, cum am discutat anterior, unde avem sisteme de drept, vorbim aici de common law, dreptul Statelor Unite, dreptul Marii Britanii, unde vedem că se apelează la aceste principii, ori de câte ori se consideră că regula nu oferă o soluție aplicabilă unei spețe în sine. Vorbind doar din perspectivă pozitivistă, eu aș reflecta și asupra, cum am spus, școlilor de gândire, faptului că aflăm încă din anul întâi că există acea școală de drept natural, plecând de la Aristotel, venind până la Toma d'Aquino, și așa mai departe. De asemenea, există curente care au un păcat, sau zis, să spunem așa, au încercat să aplice ambele zone de drept natural, drept pozitiv, unde avem utilitarism, unde avem realismul juridic. Și apoi, bineînțeles, zona de drept pozitiv. De aceea, a gândi sau a ajunge la concluzia că dreptul în sine poate fi văzut doar din perspectivă pozitivistă este destul de trist, din punctul meu de vedere. Dacă el reprezintă în aceste momente o zonă de exclusivitate, în sensul de drept pozitiv, dacă ar fi să analizeze anumite curente, anumite legislații în acest moment, timpul prezent, putem avea surpriza și poate că în anumite situații putem concluziona că a depășit un pic limita pozitivismului. Nu vreau să dau exemple în acest moment, dar ideea de a renunța sau a nu lua în seamă anumite principii și a legifera numai într-un, să zicem, sens care, la urma urmei, hrănește anumite interese sau anumite cercuri restrânse, de ordin politic, de ordin din
neapărat Polidar mergând și în zona de grup de interese, la urma urmei. Toată chestiunea asta poate arăta faptul că valoarea în sine, principiul, este dat la o parte. Iar în situații de acest gen, consider că este periculos pentru gândirea juridică în sine. Din păcate, un răspuns rapid ar putea merge spre ideea că sunt elemente de, să spunem așa, drept care devine exclusiv pozitivist în anumite zone. Și vorbim chiar de Europa și de ce să nu recunoaștem și la noi în legislația noastră în acest moment. Se poate discuta despre elemente de acest gen. Dacă dreptul ar fi pur pozitiv sau gândit doar din perspectivă pozitivistă, fără să apelăm și la principii, ar fi interesant de definit sau de legiferat sau de codificat, cum spunea un mare gânditor în trecut, două valori, două principii, două valori în mare. Cum am putea codifica adevărul și frumusețea, de exemplu? Da. Deci nu totul poate merge în zona de pozitivism, din punctul meu de vedere. Iar riscul de a se merge spre exclusivitate în acest moment este, poate fi perceput în ultima perioadă. Da. Domnul Niculeasa. Da. Eu cred că avem de-a face așa cu două certitudini și cu o incertitudine. Prima certitudine cred că ține nu neapărat de drept, ci ține de noi, de profesioniști. Pentru că ce spunea Florentin Țuca vis-a-vis de amatorism, că până la urmă lipsa proprietății termenilor în drept, pervertirea instituțiilor, lucru cu alte ustensile decât cele specifice dreptului, nu cred că are legătură cu pozitivismul. Faptul că noi ca sistem de drept am reușit să facem un regres și să coborâm sub linie, adică să nu mai fim capabili de a folosi ustensilele intrinsece ale dreptului, nu are legătură cu această categorisire. Pozitivism, utilitarism, realism sau orice vrem, ce discuta Kelsen sau cine mai discuta. Aceasta, după mine, ar trebui să fie o certitudine și ar trebui să agreăm cu toții că ce e sub linie nu intră în discuție. Acum, dacă trecem peste linie și agreăm că discuția este de la o linie în sus, păi, cred că pozitivismul, așa cum îl defineați, nu știu dacă mai e de actualitate, pentru că el atunci, acea opoziție sau acest antagonism, pozitivism, naturalism, realism, avea în vedere un moment în care și dreptul, și democrația, și statul își erau suficiente, nu erau puse la îndoială, nu trebuiau să justifice existența. Ori eu cred că noi trăim zile sau ani, sau secole, sau decenii, nu știu, n-am perspectiva, n-am viziunea timpului atât de profundă, dar e în mod clar că trăim zile în care dreptul trebuie să facă eforturi pentru a justifica existența. Și această existență, cum să spun, sigur că există dușmani din exteriori, dar există dușmani și din interiorul dreptului și nu mă refer la profesioniștii din interiorul dreptului, mă refer la mecanismele pe care dreptul și le-a dezvoltat și care nu sunt suficiente. Pentru că aceasta este problema. Dreptul actual a intrat într-o zonă a certitudinii în care îl împiedică să-și mai ridice tot felul de întrebări. Pentru că una din întrebări pe care dreptul după mine ar trebui să o ia, care este scopul lui? Care e scopul dreptului? Astăzi, în societate, ce îl împinge pe el în față, ce l-a împins până aici, ce l-a adus până aici, avea un corporatism, avea o vorbă. Ce te-a adus până la un moment nu te duce mai departe. Cred că ceea ce a adus dreptul până astăzi, nu să-l ducă, nu să-l treacă gardul, nu să-l ducă mai departe. Prima întrebare e asta, ce să-l ducă mai departe, cine îl împinge mai departe? Doi, care este contribuția dreptului la asta, care e relația cu democrația, care e relația cu statul? Pentru că această funcție exclusiv de reglementare nu cred că mai este suficientă. Pentru că intrăm într-o zonă în care se confruntă, așa să spun, nu neapărat confruntă în sensul de zonă conflictuală, dar se întâlnesc cel puțin trei, au devenit foarte, foarte vii. Zona politică, care nu mai poate să mai existe separată de drept. După cum vedeți, sunt multe conflicte politice care sunt soluționate cu instrumente juridice. Zona politică, zona pur tehnică, pur instituțională și zona, nu neapărat morală, zona valorilor.
Pentru că pozitivismul atunci, sigur, a fost segregat, scoțând așa-numita zona morală, dar nu. Astăzi vorbim de valori și de principii pe care fiecare, cine spunea? Spunea un mare constituționalist, că fiecare stat are Constituția pe care și-o merită. Eu cred că fiecare societate ar trebui să aibă dreptul pe care și-l merită. Ori acest drept ar trebui să lucreze cu niște principii și cu niște valori. Ori intrând în zona asta a pozitivismului, uită să-și caute, să-și identifice aceste principii și aceste valori. Pentru că, după mine, asta este aici principalul dușman al dreptului. Nu mai are capacitatea să-și identifice. Judecători, avocați, jurisconsulți, toți profesioniștii dreptului împreună.